Dispute între Consiliul Concurenței și Apă Canal Chișinău, după ce a achitat o amendă de aproximativ 800.000 de lei pentru că ar fi impus unui agent economic tarif diferențiat pentru serviciul de recepționare în sistemul municipal de canalizare a apelor uzate, întreprinderea Apă Canal Chișinău a contestat decizia Consiliului Concurenței. Astfel, pe 28 februarie, la judecătoria Chișinău, sediul Centru, va avea loc o ședință în acest caz. Potrivit directorului întreprinderii, Veronica Hirța, aplicarea amenzii vine în contextul neexecutării unei decizii din anul 2012, în care urmau a fi reziliate contractele de preepurare a apelor uzate cu concentrații majorate. Totuși, directoarea spune că începând cu luna mai 2017 a reziliat toate contractele, iar în prezent se cercetează cauzele neexecutării deciziei Consiliului Concurenței din 2012. Amenda deja a fost achitată, iar conform prevederilor legale, în cazul în care avem câștig de cauză, în termen de 45 de zile va fi restituită suma achitată către bugetul de stat. Ar fi corect să ne aducem aminte că în luna mai 2017 administrația Apă Canal Chișinău a reziliat aceste contracte de preepurare. Deci, de fapt, am executat ceea ce nu s-a făcut încă acum 6 ani de zile. Veronica Hirța mai spune că dreptatea este de partea furnizorului, iar subiectul apelor uzate este unul complex. Acest subiect este un subiect destul de sensibil, un subiect care ține de dezvoltarea durabilă a societății noastre și de faptul dacă ne dorim sau nu ne dorim să lăsăm ceva pe acest pietic de pământ și pentru urmașii noștri, deoarece ține și de aspectele ecologice în mare parte. Precizăm că agentul economic a fost deconectat de la rețea pentru că a refuzat să plătească facturile chiar dacă nu le-a fost prestat acest serviciu. Compania vizată a depus o sesizare în care a menționat că furnizorul de apă ar face abuz de poziția sa dominantă și i-ar impune tarife ilegale și netransparente.